atenției tuturor, avem scandal în RXF. Conflictul dintre Cucoane și Dinu a atins cote alarmante. Cei doi se înțeapă zi de zi, se jignesc și evident acum au ajuns până la familie. Haideți să vedem și noi ce s-a întâmplat în ultimele zile. Gata cu profesionistul ăsta al vostru obeznu. Unde credeți că poate lasă-mi de el mie sombă de m-ați albi cu somnul ăsta? Dacă eu n-am luat somn nici de la Musteres, nici de la Raul Dan, care au venit mult mai pregătiți fizic decât el, unde credeți că poate un obez opera la stomac să-mi dea el mie, mă, somnul leneș, care și acum, când eram eu pe munți, el era la grătare? Azi că vă arăt eu că munca bate talentul și experiența asta de meciuri imaginare, de le-a trecut cu pixul pe foaie, nu știu de unde le are, 37. Că oricum, atunci când a trebuit să slăbească un kil jumate, n-a putut nici atunci, l-a descalificat. Băi, lăsați-mă cu grașii voștri. Și gândiți-vă bine că în două minute maxim o să se ducă naibii tot gazul din aici și o să-și vomite mațul ăla subțiat cu operații pe acolo. Și dacă îmi dă cu pumnul și stau la pumn de-a lui, tot n-are ce să-mi facă. Dacă mi-am luat pumn de la ăștia mult mai pregătiți decât el și n-am luat somnul, mi-au de la el cu brățucele alea subțirele. Când o să vină ăsta în el, o să vadă el atunci, o să-și, uite așa, o să-i sară toate vorbele pe care le-a zis de somnuri și toate antrenamentele pe care le-a făcut și toți micii băgați și toate berile băute. Gras obez. Azi că vă arăt eu ce fac eu lui obezică, operație mică, ca să aibă burta mică. Hai, las că vedeți voi și băgați sport. Toată lumea și aveți grijă ce mâncați, ca să nu fie nevoie să ajungeți și voi în situații de astea operați la stomac și slăbiți și de toate. Și trească să faceți și figuri în același timp. Hai, hai că ne vedem pe 29 mai și vă arăt ce înseamnă muncă și cum bate munca talentul. Ce au, păcat că nu pot să dau cu coatele, că eram și eu mai aproape de el, așa o să ziceți că i-am dat somnul de frică să-l țin la distanță când o să-i bag direct zbang. Hai, ciao! Băi, vreau să fac și eu videoclipul ăsta care a răspuns la postarea lui Matei Cucoaneș. Băi, Matei, fii atent la mine ce-ți spun și ce-am spus la toată lumea toată viața mea de când lupt. Premiza mea în viață și în sportul ăsta a fost că munca bate talentul doar dacă talentul vrea. Poți să te antrenezi tu 25 de ani lumină de acum încolo, că nu o să mă bați niciodată. Păi, de o parte, ai râs de mine că m-am operat. Măi, eu m-am operat de stomac, a venit pandemia, m-am îngrășat, am avut niște probleme, nu contează, în fine. De la slăbirile pe care le făceam, tu după primul pumn pe care o să-l iei de la mine, o să te operezi pe creier. Dar stau și mă întreb care creier, că toată lumea râde de tine că te-ai prăjit de la droguri. Și în final să-ți spun așa, Matei, pregătește-te că din Tarzan, după ce ieși din cușcă, o să te fac gin până mol. Și dacă câștig eu, treci pe la mine? Da, în calitate de tată și de soț e foarte, foarte frumos și foarte elegant din partea ta. Ești și foarte educat. E super fain să faci asemenea invitații. Wow, 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 wow. Talentatule. Băi, nu știu de ce ai luat tu foc pe videoclipul ăsta. Pentru că fata a văzut că ați dat taxele judiciare. Fata asta, după postările ei, nu pare minoră. Și dacă e minoră și era fata mea și să postăm așa, înseamnă că n-a primit educația care trebuie. După aia deștept și vine să ne batem la sătătoa astea că fac eu, că bine cu ce să ne dăm punct. Da, mă, talentatule, atâta ți-a trebuit un genunchi în cap de la Andreos. Fii băiat deștept că eu cu talentul m-am născut. Nu ce vorbești tu, inima de luptător o am de mic, că așa m-am născut eu. Dar în schimb de subiectul care l-ai deschis de băiatul ăsta de Meco, în primul rând am recunoscut omului că n-a fost bine să zic de nevastă sa, chiar dacă n-am zis nimic urât. Da, eu n-am lăsat capul jos în fața nimeni niciodată și tu știi treaba asta mai bine. Tu, în al doilea rând, te-ai dus în parcare, ți-ai cerut scuze că te-ai intimidat. Nu e nicio problemă, eu n-am făcut videoclip să mă râdă lumea că m-am cerut scuze. Eu nu mi-am cerut scuze, i-am spus, da, băi, ai dreptate, poate n-am făcut bine că am zis de nevastă ta. De eu te-am provocat, vreau să ne batem. A zis omul că dacă va veni momentul să ne batem, ne și batem, nu e problemă. Cu Meco rezolv eu dacă e să te bat pe tine, după aia o să lupte și el cu mine, nu e nicio problemă. Și Marian Piciu la fel, care a deschis subiectul ăsta pe aici, o să vorbesc cu el pe 27 la conferință, iar cu tine, bă, rezolvând ring pe două, în cușcă pe 29, să-ți arăt eu ție că bătaia doare, că nu e așa ușor cum crezi tu, ce te-ai bătut tu până acum cu băieții ăștia, cu Raul Dan. Cine dracu' e Raul Dan până la urmă? Fii băiat deștept că n-ai avut un adversar tare ca mine. Să aibă experiența mea, meciurile mele și inima mea mai ales, nu mai zic de talent. Du-te în pula mea de fraier, de drogat.
Cu talentul m-am născut. Nu ce vorbești tu, inima de luptător o am de mic, că așa m-am născut eu. Ce ai zis, mă, că talentul ai de mic? Păi și de ce îl țineai ascuns, mă, când te băteau băieții? Astăzi avem 15 runde la sac, dar nu o facem oricum, o facem. Haideți să vă spun în continuare de cârpă în cur ăsta de Matei Iarbă Verde. Băi, fii atent ce-ți spun. Că tu tot la trip aici, tot cu tare. Băi, băiatule, în primul rând nu mai fi sifon, că am auzit întâmplător acum că ai avut atunci când a fost treaba cu Madi Garzi și te-ai certat și cu altcineva pe acolo, ai sunat înainte la poliție ca o fetiță și zice, alo, unul dai, să știți că merg la RXF Next Factor în cartierul Militar Residence și acolo este posibil să mă bată cineva care am un conflict cu el și dacă e să știți că eu mi-e frică că am și suspendare și pot să ajung la pe el, bă, da, am să vă anunțe înainte. Bă, mate, ce trecă, du-te, bă, fula mea, de ce de sifon. Bă, nu ți-e mă rușine, mă faci să te înjur aici pe live-urile astea, pe TikTok-urile astea, mie nu mi-ar trebui asta, mie vreau să-ți arăt în cușcă că eu sunt șmecher. Nu, Braul, da, nu, fii băiat deștept, mă, că lumea era aia. Pune mâna și antrenează-te și bagă la cap bine, că dacă ai luat primul pumn pe cap de la mine, mori. Păi crede-mă că mori. Nu mai aduce tu în discuții treburile alea cu Meco, cu așa că... Cu mine, că am zis eu pe filmarea atunci că... Vezi, Doamne, m-am apucat de spor că... Eu am zis și eu acolo așa, ca să fie bine. Dar fii atent ce-ți spun ție, că pentru tine... Îți jur pe viața mea că îți spun lovitura care te dă jos knockout-ul tău va fi 4 pe contră. Bagă-mi bine la cap și învață să aperi lovitura asta, că cu asta te demolezi. Du-te, dracu, de aici, de fraierul, dracu, ce ești, mă. Mai puțin de 2 săptămâni ne mai despar până la marile confruntări, iar Dan Blondu și Marian Piciu au trecut și ei la amenințări. În cele ce urmează, vreau să vedem ce a declarat Dan Blondu. Bă, ce faceți, mă, frații mei? Care-i treaba, mă, și alea? Ce face, mă, Bahânda, mă, nene, și alea? Se antrenează, vedeți, sâmbătă azi? Nici astăzi nu stăm cu minți. Mergem pe la sălică frumos, așa. Se pregătește tataie în forță. Să-i dăm un purcelușul ăsta, și alea. Băi, o să vă promit că o să-i fac una, o nasoală și eu, și alea, pentru chestia, că tot se laudă cu astea. O să-i fac și eu o nasoală. Ca să râdem de el. Că prea se laudă purcelușul, că a făcut și el, mi-a sucit degetul, ați nebunit. Băi, vă aștept diseară pe toți să fim acolo și astea. Să-i dăm să-l sară bahânza din el. Da, frățiorii mei? Vă pupă tataie, băi. Că aveți grijă de voi, să fiți cu minți. Faceți sport și mâncați sănătos, băi. Nu vă luați după porcul ăla și băgați numai zană, așa, da? Vă pup și vă iubesc, băi, pa. 2 vs 2 este clar unul dintre cele mai așteptate momente ale serii, așa că pe 29 mai, cu siguranță, veți avea parte de un adevărat spectacol în gala RXF 46. Romeo Vasiloni e hotărât să încheie carierele celor doi profesioniști, Barbu și Lupu, așa că a făcut câteva afirmații pe care le urmărim în premieră. Oameni buni, vreau să vorbesc sincer și real despre meciul dintre noi și spiritușii noștri, dintre cei doi profesioniști. Băi spiridușilor, voi ca luptători profesioniști, dacă cumva printr-un noroc, printr-un miracol ne bateți pe noi, ce câștigați? Ce câștigați? Că ați bătut doi TikTokeri, doi oameni care doar cochetează cu sportul ăsta? Voi care sunteți profesioniști, să ne înțelegem, profesionist înseamnă mult și tot respectul pentru asta. Dar când o să vă batem noi, ce o să mai ziceți? Atât, vă dau temă de casă și de gândire. Ce o să mai ziceți când o să luați bătaie? Continuăm jurnalul și vorbim acum despre Cătălin Botezatu, celebrul designer vestimentar, a vorbit în exclusivitate despre RXF. Așa că, haideți să ascultăm. Vreau să întreb dacă ai auzit de galele RXF, de galele de contacte de vedete din România. Galele de contacte de vedete din România, unde s-au luptat Cornel Păsatu, Vladimir Draghia. Ba da. Exact. Ceva, da. Eu nu sunt adeptul bătaiei sub nicio formă. E sportiv? Chiar dacă e sportiv, da. Și chiar dacă e cu vedete. De ce? Ok, e sportiv, dar de ce mi-ar da unul la joară și mi-ar umfla ochiul pentru 2-3 săptămâni? Pentru că, dacă e o miză mare cum e afară pe milioane de euro, da. Dar așa, pe moca,
Am înțeles. Uite, noi pe 29 mai acum avem gala mare și vreau să-ți dau... Nu vreau să te bat. Lidia Buble... Lidia Buble a zis că... Nu știu, s-ar bate. Da, să mă bag cu Lidia Buble, ok, pentru că vor fi altfel de... Altfel de meci. Va fi un altfel de meci și dacă e cu îmblățișări, cu asta... Normal. Plăcerea e de partea mea, da, da. Bun, fii atent, avem un meci, două fete versus un bărbat. Ce părere ai de chestia asta? E noroi? Nu e noroi, Daniela Gheorfi a zis că ar face în ciocolată. Tu în noroi? Așa e, mânci, lasă, în ciocolată. Bine, să fie cu Buble neapărat și cu Gheorfi, că e de-a mea din garda veche. Dar ce părere ai de meciul acesta? Două fete versus un bărbat. Cum crezi că se va termina acest meci? Mamă, cheamă-mă. Păi te așteptăm pe 29 mai la gală. Și ce crezi, mai avem un meci important? Doi profesioniști versus doi amatori. Ah, săraci. Amatorii. Amatorii, bineînțeles, nu? Profesioniștii. Profesioniștii sunt Florin Lupu și Bogdan Barbu, care sunt campioni mondiali. Amatorii nici mai... Nici nu contează. Nici nu contează, am înțeles. Cătălin, noi te aștept... Concediu medical. Concediu medical, am înțeles. Dar tu ai intrat vreodată în cușcă? Nu, pentru că nu-mi permite sănătatea. Nu-mi permite sănătatea. Frații mai delicate și nu... Dar dacă de aici în sus sunt lăsați, sunt protejat, pot să dau cu pumnul și cu picioare, da. Uite! Am făcut niște astfel de la viața mea, dar în tineret. Vica Blochina a zis... Bine, Andrunat, ai să râzi. Vica Blochina a spus că ar vedea un cușcă pe Marea Bănică cu Ana Roman. Ce părere ai tu de asta? Vica e nebună. Bineînțeles, ea noastră. Repet, Vica e nebună. Da. Eu o iubesc oricum. Și noi o iubim. Marea Bănică, Marea Bănică. Cătălin, îți mulțumesc și te așteptăm pe 29 mai la gala RXF să fii alături de noi. Până la meciul oficial, Barbu, Lupu, Vasiloni și Popovici s-au confruntat pe TikTok. Evident că au apărut imediat clinciurile pe care le urmărim în materialul pe care vi l-am pregătit. Abilitățile noastre de a fi... Da, da, o să vă cam încurcăm acolo, ce crezi? Deja, dacă ai zis cuvântul ăsta, încurcăm... Trebuie să mai zici și data. Încurcăm. Am zis încurcăm. Haideți cu setup-ul. Hai că ne-am în spatele nostru. Haideți cu un capuț. În spatele vostru, băgați minim 7. Vor să ne ia pe la spate, ne ajung. Ai zis bine, deci deja ai două... Romeo, ai două buline negre. Ai zis încurcând și că suntem în spatele tău. Las că lumea, păi da, așa vă place vouă, doar în spate să stați, noi suntem în față, acolo sus. Bă, știi cum era aia pe TikTok? Acum, pe final, aveți grijă. Aerele vor să stea în față, să fie văzute, dar băieții de aștepți. Ca în spate să vadă tot ce se petrece. Hai, înțeles? Abilitățile noastre de a fi... Da, da, o să vă cam încurcăm acolo, ce crezi? Deja. Lupule, eu știu că tu ai înțeles ce am eu să spun și nu o să vă încurcăm, o să vă încheiem carierele. Așa că eu zic să vă căutați ca, nu știu, dans sportiv, că toți sunteți sportivi de performanță, sunteți luptori profesioniști. Da, dansul sportiv, cred că după lupta asta ar fi perfect pentru voi. Și încă ceva, să știi că lupul o să întâlnească cu doi urși. Așa că te aștept pe 29 să vezi măcel acolo. Vă aștept și pe voi, pe toți, pe data de 29, să vedeți cum acești doi profesioniști o să-și ia bătaie. Rău de tot, vă promit. Mergem mai departe și vă spun că biletele puse în vânzare pentru gala RXF 46 se epuizează rapid, așa că trebuie să vă grăbiți. Mai sunt câteva bilete disponibile în tribune, iar dacă nu puteți ajunge fizic la gala de pe 29 mai, să știți că aveți posibilitatea să vedeți gala de oriunde v-ați afla prin sistem pay-per-view. Biletul care vă asigură accesul la universul RXF poate fi achiziționat de pe site-ul rxf.ro. Salutare, prieteni! Am observat un interes incredibil de crescut pentru urmărirea acestei gale RXF 46, ce se va desfășura pe 29 mai la Sala Polivalentă în București. Vreau să vă anunț că mai sunt foarte puține bilete pentru prezența fizică în sală și vă invit să profitați de ele, iar pentru cei care nu puteți fi alături de eveniment fizic, vă recomand să profitați de biletele în sistem pay-per-view. Aveți acolo la descriere în profilul meu și cum puteți obține asta sau trimițând mesaj la numărul acela de telefon cu textul Lupu. Vă pup pe toți și să le țineți pumnii urșicilor lui Barbu.
Săptămâna aceasta, marți, la Fight Club, invitații colegilor mei, Lavinia și Pitbull, Atodiresei, au fost profesioniștii și tiktokerii. Ce a ieșit, urmărim împreună chiar acum. O să fie rapid, nu o să știți ce se întâmplă. Dar ce părere ai, de exemplu? Nu știu de... dacă mă lasă, Dorian, dar o să facem pe rând. Un minut eu, tu stai în colț, un minut mă bat singur. Îți aplaudă colț, Iisus, hai, și un minut el. Adică Robert, vrem să facem așa. Tu ești sigur pe tine, te îndoiești puțin de abilitățile păi colegului. Asta zic, o să facem, am făcut o strategie așa, el o să stea într-un colț, mă bat eu singur cu ei, un minut. Și dacă nu-i dovedesc, dar sigur o să-i dovedesc, și după aia o să intre el un minut. Ca să facem, știi? Păi și rezist. Am dat așa puțin, doi. Am dat, le-am mai dat puțin. Mai Romeo, eu nu-ți subestimez calitățile, niciunea dintre voi nu am dreptul să o fac eu ca prezentator, dar acum vine și întrebarea mea de curiozitate. Poți tu unul singur să te ocupi de doi profesioniști? Păi da, ei fac amândoi cât unul. Ah, okay. Păi da, dar e vorba de patru mâini, patru picioare. Eu acum nu te întreb, Romeo, dacă ai fumat aseară ceva sau ai alergat în șoare. Că pe bune ca nu să mai fiu foarte sincer. Am făcut ambele. Ai făcut ambele? Da. Fakiru se află și el pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru gală, așa că acum vedem cum decurg antrenamentele sale. Și unul dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi au dat verdictul. Cine va câștiga meciul dintre Tiță și Fakiru, aflăm împreună acum. După care urmează meciul Marius Tiță cu Fakiru. Pe Fakiru l-am văzut și e țăpănos așa. Țăpănos așa, dar se bate. Pe Marius Tiță nu-l cunosc, să nu mă înțeleagă greșit, că aș ține cu cineva. Marius Tiță este antrenorul meu, este campion mondial. Marius Tiță? Marius Tiță, da. Băleleu, 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 pe bune. Mondial, da, la așa, s-a bătut în Eric Sef, are unul dintre legendele României, da? Dacă tot am vorbit de pregătire intensă și antrenamente, vă spun că blondul s-a făcut tank. Mai mult vrea să facă impresie în cușcă, dar și să-l bată pe Piciu în meciul care va avea loc pe TikTok. Ce ziceți, băi, frații mei? Vă pupă tătăicu. Ce faceți, mă? Am terminat și eu primul antrenament acum. Merg acasă că am puțină treabă și diseară avem palmare. Diseară suntem la palmare. Să-i dăm la bahânză să sară în sus. Băi, vedeți că avem vineri oficial cu el, da? Vineri ora 21, ora România, avem oficial cu bahânza. Să fim și noi acolo, bă, să-l batem și noi odată. Să nu mai râdă porcul ăla de noi și ala, îl bate. Vă faceți voi treaba aici și îmi fac treaba în cușcă, băi. Vă pupă frățiorul vostru. Ați văzut că m-am modelat un pic așa și alea, bang, ne-am făcut anchete. Până în ziua meciului o să fiu pregătit 100%. O să vedeți ce impresie o să facă tataia acolo. Să le închidem gurile la toți țărănuși ăștia. Vă pup, bă, vă pup și vă iubește tataie, băi, și alea, sunteți aici. Este momentul să luăm o scurtă pauză de publicitate, însă imediat după ne întoarcem și cu alte subiecte, așadar trebuie să rămâneți alături de noi. Alătură-te canalului de YouTube Eric Sef. Alege unul dintre cele două planuri și bucură-te de beneficii exclusive. Planul standard de 14,99 de lei pe lună. Primești un cod de reducere exclusiv pentru magazinul nostru online. Particip la sesiuni de Q&A unde poți adresa întrebări direct în chat. Ai posibilitatea de a vizualiza emisiunile cu 24 de ore înainte. Bucură-te de galerii foto doar pentru abonați. Implică-te în poll-uri despre evenimente și meciuri disponibile doar pentru abonați.
Planul Gold, la doar 29,99 de lei pe lună. Beneficiezi de tot ce se află în pachetul standard. Plus, vizionare live gratuită a evenimentelor Next Fighter și RXF Slam. Și vizionarea gratuită a evenimentelor RXF a doua zi după ce a avut loc. Apasă butonul Alătură-te de lângă cel de abonare și bucură-te de toate beneficiile RXF. Streetwear Collection. Accesorii cu branding RXF. Cumpără acum accesând magazin.rxf.ro. RXF Live. Urmărește live calele RXF. Înregistrează-te în contul tău RXF și bucură-te de o experiență fluidă de vizionare oriunde. Intră în universul RXF. Descarcă aplicația atât din Google Play cât și din App Store. RXF. Sportul înseamnă putere. Mișcarea ne oferă fericire. Împreună putem schimba vieți. RXF, născut din pasiunea pentru sport și viață sănătoasă. Am revenit din pauză și vedem acum ce au discutat promotorul galelor RXF, Sebastian Vieru și LOL Relay, miercuri seara în emisiunea live. Tocmai de aceea voiam să vă reasigur că ținem cont de tot ceea ce ne sugerați. Din acest motiv, cei care ajung în Next Fighter sunt tot cei care reușesc să facă vizualizări. Înscrierile știți că sunt publice, practic se face un clipuleț, cu cel care își dorește să intre în cușca noastră face un clip pe care voi, publicul, sunteți cei care îl urcați. Cu cât are mai multe vizualizări, cu cât are mai multe aprecieri, cu cât avem mai multe taguri din partea acelui posibil luptător concurent, cu atât noi facem tot posibilul să-l aducem în cușcă. L-am întâlnit pe Barbu în sala de antrenamente și a avut un mesaj special pentru adversarii lui. Nu le dă prea multe șanse și este sigur că va ieși învingător. La țara e dracu de urzici, așa să de la sacu, cum faceți voi? Așa cum era de așteptat, replica a venit rapid. De data aceasta, Dorian Popovici a intrat în scenă și și-a făcut numărul. Asta le-ai dracu de urzici, așa să de la sacu, cum faceți voi? Bă, frățiorul meu, dă și tu un pic mai sus, ești nebun la cap, că dacă dai acolo jos, maxim că ne face omletă la coaie. Joi la Fight Club, Tiță și Fakiru au dus conflictul între ei la un alt nivel, jignirii l-au zburat prin platou și cu greu au putut fi stăpâniți. Este de jurul, ce față are ăsta?
Mă, dar vede ce față are, uite și tu. Un țărăl lui. Ascultă-mă puțin. Zic că te da. Ascultă. Uite ce față am, uite ce ăsta e un fraier pentru mine. Auzi? Și un măscărici, un fraier și un măscărici. Pentru mine asta e. Auzi? Dar la treabă, frate, să vorbesc cu mine. Ți-a căzut becul nas? Când urmea așa, ți-a căzut becul nas? Ce, bă, ești nebun, am avut nasul mutat aici, aici, aici. Păi nu, ce cam avut nasul mutat? Când mi-a dat cu genunchi și aveam nasul aici și când mi-l-a pus la loc și nu vedeam din țăpoară. Auzi, eu cum pare, uite, pun pe cât vei tu, că ăștia de la aia, emisiunea cu bisturicul, nu știu ce era la PTV, o emisiune, n-ar ce să facă la nasul ăla. Dar nu cu toți banii din lume, cred că ține ce să facă sus. Ai pila acolo? Cine? Să mă facă. Da! Hai vorbești. Da, nu are zis, dar n-are rost. Și te lași el dacă vorbești și... Auzi, n-are ce să-ți facă, eu mă uit acum, că am fost la câteva de astea, n-are ce să-ți facă, e nasul prea mare. Auzi, păi dar a fost mutat, săracu. Vorbește și nu te bat în prima repriză dacă vorbești. N-ai bă ce să-ți facă, eu spun că eu știu pe omul. N-are ce să-ți facă, ce dacă nu te la tine, că ți-l vezi cu ochii. Ți-l vezi cu ochii, uite-l. Avem și o piesă oficială pentru Gala RXF 46. După ce a simțit emoțiile Cuștii și ce înseamnă adrenalina, John Băiat Bun a revenit la ceea ce știe să facă cel mai bine și cu ajutorul unui alt artist cunoscut au realizat și melodia noastră de deschidere. Get ready to fall down. Ai început de cine care cum cât duci. You're gonna hit the ground. Ai început de cine râd de cine plângi. Am și un anunț. Băi, fratele vostru revine în RXF. Data asta nu în cușcă, ci cu ce știe el mai bine să facă, adică cu o piesă reprezentativă pentru această gală, o piesă în colaborare cu Vladimir Pokorski. Am ieșit un pic din genul meu muzical și am dat-o în rock. O să vă dea foarte multă adrenalină. Sper să vă placă piesa asta. Este o piesă despre curaj, despre curajul de a-ți asuma vorbele și a le transforma în fapt. Așa că vă aștept pe toți la gală. Duminică îi veți cunoaște mai bine pe Andrei Duban și superba lui asistentă. Luna aceasta va începe o nouă emisiune marca RXF pe care nu trebuie să o ratați sub nicio formă. Avem și declarații exclusive. Bună seara, dragii mei, bună seara. Mă simt emoționat pentru că sunt pentru prima dată în acest platou și pentru că este un proiect nou și e nevoie de emoție. A făcut lângă... Andrei Duban tot ce se putea la lupte, nu mai moderase emisiunea. Știi exact. Cum e, niciodată să nu spui niciodată. Așa este, am fost învățat de mic cu vorba asta, niciodată să nu spui niciodată, dar mă bucur pentru că de când am venit aici am întâlnit niște oameni cu energii bune. Pentru că pe unii cunoșteam de mult, pe alții de-abia de curând, da? Și tu ești un om și cred că de multe ori, adică nu de multe ori, întotdeauna omul atrage ceea ce e. Vă mulțumesc că m-ați primit în casa voastră, RXF, dar... RXF, o să prea râdeți cu Duban. Perversuș a propus să le ducă la sol pe Betișor și Roxana, motiv pentru care a creat un colaj de poze. Avem declarații de la ei pe care vă invit să le ascultăm chiar acum. Pe TikTok-ul care l-am postat, cum vor arăta fetele după meci. Am să mă țin de cuvânt și la fel vor arăta. Deja fratele vostru, uitați unde e, antrenează din greu. Nu vreau să mai arăt la nimeni că mă antrenez sau că fac. Vreau să fac fapte, nu vorbe. De data asta vă trimite fratele vostru la municipal. Was! Bă, perversule, lăsăm gluma la o parte, am văzut că ai pus acolo niște poze cu noi, că ne bați, că ne faci, ne treci, că suntem pe la punct, ne citatul. Ce crezi? Suntem frumoase și al dracu de frumoase, doar rezultatul o să fie alt, știi? Apropo, melodia asta e nouă, nu știu dacă ai auzit de ea. Ce voiam să zic? Ai nici 100 de like, fratelo, îmi place despre tine, ești aproape invizibil și am zis să-ți răspundem la provocarea aia, la nu știu ce dracu, amintare. Fals, par n-am. E ca și cum nu l-ai postat bere.
am răspuns noi, că să suntem noi. Postăm noi, poate faci tu, dracu, măcar 200, că se vede urât. Ce dracu, mă, pervers. Perversul, mami, pervers. Burticuță, trăița, ție șunculița. S-a gândit el, mă, să utilizeze inteligența artificială să ne denigreze pe internet. Și nimeni nu l-a băgat în seamă. Dacă vreți să vedeți pozele și să-i acordați puțin atenție, vă rog frumos să faceți de bunul simțul meu, că merită niște like-uri pentru că omul s-a chinuit. Eu nu mă așteptam să fie atât de deștept. Eu chiar nu mă așteptam. Dar dacă îmi dă o burtă din asta în meci, Rostogol mă vedeți. Robi Roberto revine în cușca RXF de data aceasta în fața lui Butucel. Cei doi au avut și primele interacțiuni în emisiunea de pe TikTok, pe care le vedem împreună acum. Ce dracu mai cauți, bă, ring la nipăi? 40 de palme, îți dau atâta. Lăsă dracu palmile, dar ce mai cauți în ring la 40 de? Te caut, caut să te bat, ce vrei să caut? Bă, cum mă faci dracu un fiind farfă acolo și ăsta mă ferești? Am văzut că vorbești prost, că te-ai luat de aia, de aia și nu-i frumos ce faci. Te-ai luat de o doamnă și nu-i frumos. Și de aia vreau să te bat, vreau să dau o lecție. Vorbești cu doamne și nu-i frumos să vorbești cu femeile. E urât din partea ta, faci ce zici. Pe asta vreau să dau o lecție. Am uitat, m-am luat de tine. Lorelai, mă auzi, Lorelai? Te aud, eu vă urmăresc. Tu m-ai pus, mă bat cu Robi. Băi, în afară că e mai înalt ca mine și are greutate, m-am luat că mi-n are nimic ca să muriu. Deci mi-a să mă dacă nu-mi este milă, să mă dacă nu-mi vine să-mi pun ceva la oie când mă bat cu adică, băi, s-a avut și el șansă să dea mine. Eu am zis să fie un meci echilibrat, Butucez, nu se putea să-ți dă bășinea de 120 de kg să aibă dumneavoastră. Bă, de evreu, băie mare de 200 de kg să dau în el, să ață mă, că leu să-l trântez să iasă 10 din el. Păi cu Robi ce-i fac, Robi? Mania, Robi. Bă, Robi, să mori, tu ești mic pentru mine să mor, dacă mă vezi, te sperii. Frate, dacă e tu tine, te sperii, să... jur, acum, fără vrăjeală să mor, eu sunt rău tare. Vreau să-mi vreau să mă supăr. Dacă mă supăr, doamne. Robi, tu de asta tași ca să nu-l super. Robi, stai, că te rog eu frumos, dacă mă supăr, mănânc din tine să muriu. Doamne, să fie la prag, să fie pe fază, că, doamne, nu fac ceva. Am copil, mă bagi în pușcărie, cred că. Ferească Dumnezeu, să nu se întâmplă ceva. Robi, te rog eu să nu mă supăr, să fii calm, să vorbești frumos. Să rămână, bine ai venit, te rog eu frumos. Mai bine bazi de 3 ori jos, ca să nu avem alte probleme. O să iau un inel să te cer de tot. Camara tace și face. Se pregătește în liniște și atacă doar când este cazul. Ca spre exemplu, acum. Hai salut, camarazele! L-ați auzit pe justițiar de Bercel când a spus că mă va aduca din cușca RXF pe data de 29 mai la sala polivalentă? Eh, nu i-a spus nimeni că eu mă întorc înapoi precum bumerangul și să nimeresc direct în bărbie un knockout sau un knockdown ceva. Și asta nu în prima rundă, așa cum își dorește el să scape de mine așa ușor, ci 3 runde. În runda a treia o să-l chinui maxim. Os! Ne vedem acolo! Îl cunoaștem pe adversarul Imeco și vă spun doar atât. Este mare, pregătește un spectacol pe măsură și se antrenează ca la carte. Mai mult decât atât, în această seară, începând cu ora 21, îl veți putea vedea semnând contractul în direct. Este gata să arunce cușca în aer și amenință că îl va scoate pe Meco de pe rețelele de socializare. În această seară, la orele 21, se va semna contractul. Meco, ești pregătit? Ești pregătit să intri în pumneșa de oțel? Dacă da, mâna sus și pantalonii jos. Toată țara vorbește despre gala RXF. Vor fi nume grele din industria artistică prezente pe 29 mai, așa că nu aveți niciun motiv pentru care să nu fiți alături de noi. Spune dacă ai auzit de gala RXF, gala de contacte de vedete din România. Să știi că nu am auzit, dar știu conceptul. Și conceptul. Și îți place? Nu sunt neapărat fană, adică înțeleg partea teatrală, că nimeni nu se poate la modul pe bune să servus, vin imediat. Nimeni nu, adică nu se poate lumea pe bune. Păi se mai bat dacă am un client, să știi că se... Păi el se poate la epuizare? Păi depinde acum, dacă vor ei 3 runde durează meciul, așa că na. A, ok. Nu sunt fană atunci. Au. Ne scuzați. Ne scuzați. Ne scuzați.
Deci nu sunt neapărat fană. Mie nu-mi place să mă lupt, mie nu-mi place să mă bat, mie îmi place să mă pup și să mă iau în braț. Așa a zis și Lidia Buble, că ea nu s-ar bate în cușcă, domnule, ci mai degrabă ar împărți bătaia prin iubire și prin dragoste. Da, uite ce frumos, păi da. Vă completați, fii atentă, noi pe 29 mai avem gala mare și avem două meciuri mișto rău de tot. Unul dintre ele ar fi așa, două fete versus un bărbat. Ce părere ai dat? Păi nu aș face două fete și un bărbat, aș face ori fată cu fată, ori bărbat cu bărbat, că nu poți să pui puterea fizică a unui bărbat cu, chiar nici cu a două femei. Nu, păi el are reguli speciale și fetele. Fetele vor lupta cu, cum se numește, cu cască, iar el are voie să dea cu palmele. Păi da, dar nu e neapărat, da, nu știu. E show, la noi e show total. Știu că e show, de asta am zis, că știu că de asta te-am întrebat, se bate lumea pe bune, că mă gândesc că e show. Bun. Da, probabil că pentru fanii ceva super mișto. Da. Eu sunt așa mai, hai să mai... Mai pe chill, da. Mai pe chill, mai pe bună înțelegere, mai pe... Pe dragoste. Mai pe dragoste, mai pe... Mai pe Draganeli. Mai pe... Exact, exact. Mai nimerit, îmi pare rău pentru interviul ăsta pe care... Doamne, doamne, Dumnezeule, dar spune... Neapărat, poate pentru folosul vostru, dar... Da, uite, fii atentă. Mai avem un meci care s-ar putea să fie mișto pentru tine. Doi profesioniști versus doi amatori. Ok. Meciul ăsta cum se pare? Adică să intre în cușcă doi oameni care au luptat toată viața lor, care au fost în cușcă, care au tras de ei toată viața, cu doi amatori, adică o ispită de la Insula Iubirii și un TikToker, un vlogger. Domnule. Am înțeles. Păi cred că e o experiență frumoasă pentru amatori, pentru că cu siguranță profesioniștii nu vor da ce au ei mai bun. Spune dacă ai auzit, noi pe 29 mai avem gala Eric Sef, okay. Gala unde se vor lupta două fete contra un băiat. Mamă! Ce se pare această provocare venită din partea noastră? Nu, bravo pentru tot ce faceți, pentru că tot timpul sunteți în alte idei, alte... Bravo, bravo, bravo! Mi se par foarte curajoase fetele în timp. Într-adevăr, perversul de pe Târgu Ocna, dacă ai auzit, un om... Fetele au 50 kg, iar el 120. Da, dar ele sunt slabe de acum și fără experiențele de la voi toate. Mi-a spus Daniela Gheorghe că femeile oricum sunt cele mai puternice de voi, oricum categoric, da. Dar spune-mi tu, în viziunea ta, dacă ai vedea două personalități, să ne imaginăm două personalități pe care tu le-ai vedea în cușca noastră, care ar fi acelea, Roxari? Nu știu, pot să mai zic încă o dată de Simona Hapciu, prietena mea? Da, Simona împreună cu... Avem ceva timp? Ia, să mă gândesc. Hai să ne gândim așa. Cu tine, oare tu ai mâine provocarea? Nu. Adică eu sunt foarte otară. Te-a zis odată, nu crede, mă, e nu. Dar i-a zis, da, e da. Dacă la Eric Sef 45 am avut nume grele din industrie precum Teo Rose, Bogdan de la Ploiești sau Ini Sebi, ei bine, nici acum în Eric Sef 46 nu vor lipsi aceste personaje celebre. De data aceasta, Adrian Minune a anunțat că va fi alături de noi. 29 mai 2024, de la ora 7 începe, doamnelor și domnilor, așadar, această competiție Eric Sef. Încă văd că nu apare adversarul lui Meco. Dar avem meciuri 1 și 1, Dan Blondu și Piciu, avem Vasiloni și Popovici contra lui Bogdan și Lupu, Fakiru contra lui Tiță, Perversu se luptă cu două doamne, Betișor și Roxana. Nu e problemă, că așa am râs și eu. Cred că îl bătea, dar uite, Perversu e chelios, n-are păr, iar ele n-au voie cu unghii. Că îl băteau, două. Ține una de picioare, una zgâria pe față, eu știu, făcea ceva, nu știu. Camara se luptă cu justițiarul, Dinu se luptă cu Coaneș, Stănică contra lui Constantin. Deci intrați pe ericsef.ro, vă rugăm. Și nu uitați, unde se ține gala? La sala polivalentă. Mergem? Da, mergem. Da. Eric Sef News a ajuns la final. Eu sunt Daniela Mireanu și ne vedem și săptămâna viitoare de la ora 20 pe canalul de YouTube Eric Sef, acolo unde, ca de fiecare dată, vă invit să dați like și subscribe. Pe curând! We'll be right back.